Hai să ne uităm cu toții la imaginile astea ce le atașez. Am văzut că au apărut câteva organizații de voluntari care vor să ajute bătrânii să nu mai iasă la cumpărături, să le facă cumpărăturile, să le lasă la ușă sau în fața blocului și așa mai departe. O acțiune de lăudat, aș spune, cred că chiar de aici, de la Sibiu, a plecat și s-au înmulțit în țară. Însă mă tem că dacă nu-i facem să înțeleagă că trebuie să stea în casă, voluntariatul ăsta o să se transforme în foamete, chiar pentru ăștia care îl fac deja. Păi ce facem? Că noi nu avem de lucru, nu mai avem de lucru, nu mai încasăm bani. Cheltuim, ok, avem puși deoparte, da? O lună, două, cât să te descurci? Criza asta nu o să se oprească și toată nebunia asta nu o să se stopeze decât atunci când o să scadă numărul de persoane infestate. Nu are cum să scadă dacă lumea este la plimbare în halul ăsta. Și mai ales persoanele pe care noi le protejăm și pentru care facem voluntariat. Deci chiar nu se conștientizează treaba asta. S-au închis firme, s-au dat angajați afară cu sutele zilele astea, în două zile. Sute de angajați și-au pierdut serviciul. Sportivii se plâng în general de faptul că nu mai unde să se antreneze. Am văzut pe... și probabil ați văzut cu toții pe online că se promovează exercițiile de acasă. Asta e un lucru bun. Dar dacă facem o paralelă, care ar fi diferența între niște antrenamente organizate cu un antrenor personal într-o sală de fitness care să se facă cu atenție, cu distanță între sportivi, spre exemplu, aparatele oricum sunt la o distanță de 1,5 metri, 2 metri, unul de celălalt. Care e diferența între organizarea asta și între dezorganizarea care am văzut-o mai devreme pe stradă, unde bătrânii stau cot la cot la nu știu ce coadă să-și plătească nu știu ce factură, sau pe stradă dau mâna unul cu celălalt, stau pe bancă împreună și așa mai departe. Deci, unii dintre noi ne pierdem serviciu, iar ceilalți nu-l avem, dar nu ne pasă.